Valori face ce face și ajunge din nou în centrul atenției. Recent, ea a postat pe contul de socializare un video în care apare într-un club din capitală. Cântăreața total lipsită de inhibiții se distrează fără să-i pese de cineva. Când vine vorba de show-ul, Loredana Groza e în top. Indiferent unde s-ar afla, artista știe să se dezlănțuie și să impresioneze pe toți cei prezenți. Tot într-o ipostază provocatoare s-a aflat blonda recent, când și-a arătat talentul în compania Emei Uta. Cunoscută ca și regina machiajului, Lori s-a îmbrăcat într-o salopetă neagră care îi scotea în evidență trupul bine lucrat, cu un decolteu mult prea generos și i-a nebunit pe toți cei prezenți cu mișcările sale. După ce fanii au văzut filmulețul cu pricina, n-au putut să reziste și i-au trimis vedetei lor preferate numeroase comentarii. Chiar dacă toată lumea vorbește pe la colțuri că frumusețea Loredana e dată și de operațiile estetice pe care le-ar fi făcut, vedeta nu a recunoscut niciodată, motivând că e dotată de la mama natură. Au ieșit însă vorbe și de fiica cântărețe, Elena Boncea, de 23 de ani, gurile rele afirmând că și tânăra ar fi trecut prin cabinetul medicului estetician. Așa că fanii au început să o critique, susținând că e mult prea devreme pentru intervenții estetice la așa o vârstă. După ce un internaut a afirmat că buzele Elenei sunt injectate, Loredana a sărit ca arsă să-și apere copilul. Domnul Costi, e cum a făcut-o mama, a fost răspunsul prompt al Loredanei Groza. Loredana este căsătorită cu Andrei Boncea de 23 de ani. Soțul vedetei este un cunoscut producător de film, care are la activ numeroase producții cinematografice de succes, precum Supraviețuitorul, Fire and Ice, Cronica Dragonilor și Garcia și Oltenii. Într-un interviu mai vechi, a mărturisit că ea și Andrei se susțin reciproc și se iubesc la fel ca în prima zi. Secretul relației perfecte, nu există gelozii și au încredere unul în celălalt.